cuvinte n-aș putea. Bună ziua, dragii noștri! Surprize la tine acasă și din nou Alice Palaciu. Venim azi cu o deosebită plăcere, cu cel mai mare drag și onoare de partea noastră în satul Hâncești, Raionul Pălești. Găsim aici o magiată pe nume Marie, ce face o frumoasă vârstă în buchetul vieții, și această sărbătoare nu putea fi omisă și nu putea rămâne neînsemnată de către noi echipa Surprize la tine acasă. Căci suntem trimiși aici din partea soțului plecat departe în Franța și astăzi, cu drag, cu suflet și dor, vrea să-i spună iubitei sale soții la mulți ani. Haideți, dragii noștri, ne urmăriți și aici. Fiți alături de noi, căci urmează emoții de suflet. Haideți! Noi doi trăim același vis, o poveste de dragoste am scris. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Noi cu drag vă salutăm, surpriză la tine acasă. Azi avem un dar frumos și o surpriză de suflet pentru dumneavoastră, pregătită cu mare drag, cu mare dor și trimisă de către cineva. Nu vreau să vă spun eu despre cine este vorba, fiindcă probabil știți că la noi este o întrebare foarte specifică echipei noastre. Cum credeți, de partea cui venim noi? De la Nănășei, dacă nu mă greșesc. Noi de la Nănășei, vă greșiți? Cunoașa cine mai este? De la... Da. Vă închipuiți că e chiar el? Așa, hai să... Așa, la dumneavoastră probabil în familie o să fie zicala, dar soțul meu nu face așa ceva, dar el așa dată nu a făcut. Iată, șocată! Așa, să știți că noi deja cunoaștem femeile pe uechi și pe reacție atunci când ele nu s-așteaptă și atunci când soțul nu i-a făcut așa ceva, și ăsta e un șoc nemaipomenit, dublu. Așa, deci noi chiar obișnuim să dezbatem acest stereotip că bărbații nu pot face surprize. Nici noi soțiile nu știm niciodată și câteodată la ce sunt în stare soții noștri frumoși și dragi, mai ales când sunt departe și nu au posibilitatea să vă surprindă. Uitați-vă, găsesc pe toate frumoase, se inspiră unul zi la altul, părind filmulețe, video, nu știu, când le vine idei spontane să facă și ei surprize frumoase. Și astăzi, uitați-vă, cel cu idei spontane este chiar soțul dumneavoastră care este în Franța. Nu poate personal să vă spună la mulți ani, o facem noi, cu complicii noștri și el, desigur, de la distanță care ne urmărește, cu siguranță de undeva, de prin telefon de pe aici. Așa, deci noi vă spunem cu drag, la mulți ani în partea lui. Așa, avem și, desigur, și această floare frumoasă pentru dumneavoastră. Și uitați-vă, dacă venim la sărbătoare și dacă venim din partea soțului drag și iubit, uitați-vă ce coș cu vitamine, să aibă grijă de dumneavoastră, să fiți sănătoasă, așa, savurați cu mare drag partea dumnealui aceste bunătăți și această surpriză gustoasă, zic eu, din partea dânsului pentru dumneavoastră. Noi azi din suflet împreună cu soțul dumneavoastră, dar în special dânsul, vă spunem la mulți ani. Să fiți o femeie fericită, să fiți o femeie împlinită, să fiți o femeie alentată și permiteți acest lucru, să fiți alentată, că noi de obicei dorim să îi împlinim pe toți, dorim să facem fericiți pe toți, uitând multe ori de noi. Permiteți ca oamenii dragi să vă alinte, permiteți ca oamenii dragi să vă fie alături, să vă susțină și astăzi... Așa, lăsați să plângă când se lacă de fericire. Așa. Și să nu uitați niciodată că poate cumva soțul nu și-a exprimat dragostea prin gesturi deosebite, însă în suflet și în inima dumnealui sunteți acea ființă care... Sunteți alături și la bine și la greu,
cei care mână de mână ați ajuns până aici, noi din suflet vă dorim să urcați treptele vieții cu încercări, cu fericire, cu lacrimi uneori, de-a bunul Dumnezeu să fie ele cât mai puține, dacă sunt de tristețe, să fie doar lacrimi de fericire pe fața dumneavoastră, în familia voastră. Așteptați la casă, obligator, așa, obligator să-i duceți dorul cât mai mult, așa, și el vă promite să vă fie alături, să vă susțină și când greșește, să-l iertați, așa? Nu l-am întrebat, dar eu siguran, sunt sigur că el asta vrea să spună. Iertați-o, pentru că uneori fac lucruri bărbații neprogramate, nepregătite, așa. Iasco! Vii tu acasă! Uite la mine! Uite în obiectiv! Mulțumesc! El ta și el emoționat mai tare ca tine! Așa, aveți și noastră ocazia să-i spuneți, nu știu, aici, acolo, să rămână așa o mulțumire în această înregistrare frumoasă pe care o să o priviți peste ani, cu mare drag. Ce mi-e E foarte neașteptat, îți mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu mi-ești alături. Sper că la anul viitor vom fi împreună toți, chiar este și nănașa și nănașul nu e cu mine. Cam mai puțin cât să sunt lângă mine, dar sper să fim sănătoși și la anul viitor împreună să fim. Mulțumesc mult din suflet, o surpriză neașteptată. N-am cuvinte. Așa, pe noi ne bucură faptul că noi am reușit totuși și cu dumneavoastră să plângem, să râdem, să râdem prea mult și să vă lăsăm cu bine. Să vă lăsăm cu bine, anume cu cei care puțin, spuneți dumneavoastră, că sunt alături, fizic da. Sunt alături, dar spiritual, cu gândul și inima și sufletește, sunt sigură că cei dragi, cei care vă cunosc, cei care vă iubesc, vă sunt toți azi alături, o să vă telefoneze, o să vă cânte la mulți ani undeva acolo de pe telefoane. Noi vă lăsăm cu bine, o zi frumoasă să aveți, lăsați, cum am spus, în sufletul dumneavoastră să intre oamenii dragi, să permiteți-le să vă alinte, să vă spună cât de mult însemnați în viața lor. La mulți ani, mulțumim din suflet de aceste emoții care le-am încărcat și noi de la dumneavoastră. Cu mare drag, nu mă pot amesti de acum. Cu mare drag, prea mare emoție. Lăsați că e bine. Lăsați că e bine, așa, de la început de zi să domnească toată ziua. Mulțumim. Mersi mult. Astica, ți-ai tu la mulți ani, Lucina. La mulți ani, pui. Ce a trebuit de demonstrat că echipa surpriză la tine acasă știe frumos să aducă emoția acasă la dumneavoastră. Am râs, am plâns împreună și am trăit emoții vii, emoții sufletești, ceea ce vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră. Trăiți viața frumos și faceți emoții frumoase, fiindcă viața este una și trebuie să o trăim din plin. La mulți ani, doamna omageată, doamna Maria, noi cu mare drag am venit spre dumneavoastră cu surpriză frumoasă din partea soțului. Zicem noi că surpriza noastră a reușit frumos. Noi vă spunem o zi frumoasă pentru noi rândurile. Te iubesc de la pământ la cer, te iubesc și viața mea ți ofer. Noi doi trăim același vis, o poveste de dragoste am scris.